Salutare! În acest episod al echipei Îndudii vom discuta din nou despre cartea lui Ludwig von Mises, Economia în 7 lecții, capitolul 2, Socialismul. Este vorba despre prelegerile ținute de Ludwig von Mises în Argentina și socialismul cred că era cunoscut și familiar tuturor persoanelor prezente atunci în sală. Și mai mult o critică a socialismului și Mises începe prin a defini libertatea. Da, înainte de a intra în capitol, o să vă aduc aminte să dați jos un like ca să se ducă video în algoritmul lui Google și să fim și noi mulțumiți de chestia asta. De asemenea, jos în descriere, înainte să ajungem la descriere, dacă vreți să mai auziți din partea noastră, există și un buton de subscribe, există și un clopoțel ca să primiți și notificări când se întâmplă ceva așa. Găsiți în descriere alte link-uri unde mai dați de noi pe net. De asemenea, tot jos în descriere o să punem și un link către locul unde puteți citi cartea online publicată de Mises.ro și de asemenea, unde puteți achiziționa dacă vreți să faceți cadou cuiva. Dacă vreți să ne faceți nou un cadou, o să găsiți jos tot acolo pe la final, așa, niște link-uri de Patreon sau crypto. Spuneam că începe acest capitol Ludwig von Mises discutând despre libertate și definește economia de piață, cuvânt care, expresie ce nu era bine primită în Argentina acelor ani, ca fiind libertatea economică. Și drepturile și libertățile pe care ei le considerau ca fiind esențiale, cum ar fi libertatea de expresie, el le lega foarte puternic de libertatea economică. Și spunea, dom'le, dacă ai, să zicem, o televiziune de stat și tu crezi că ți se asigură libertatea de expresie în cadrul acelei televiziuni, te înșeli amarnic. Da? Pentru că libertatea de expresie, de fapt, constă în apariția mai multor televiziuni care să se bată pentru atenția pentru consumator, pentru atenția telespectatorilor. Atunci, într-adevăr, vei putea obține acea libertate de expresie ca fiind produsul cerut de... și care satisface cerințele telespectatorilor. Ce-ar fi zis Mises dacă vedea câte podcasturi sunt acum? I-ar fi plăcut. Mai multe televiziuni private. Așa putem. Mai multe televiziuni de stat. Da. Uite, ne aducem aminte de discuția de la Rothbard, care și el începe un capitol tot așa, cu distinția asta între leftistă, ca să zic așa, între libertatea personală și libertatea economică. Deci, când erau tineri al de Mises și Hayek, în anii 30, circula chestia asta. Nu e chestie de anii 60, chestie mai... Ce ziceau comuniștii? Păi... Ai libertate de exprimare, însă noi îți luăm chestiile astea economice. Asta e un palier sordid, inferior al existenței. Ne ocupăm noi de ele, dar tu rămâi cu chestiile alea, cu libertate de exprimare, cu nu știu ce, serverele. Și astea rămân la noi, știi? Ăștia na, ripostau exact ce zice și Mises aici sau Hayek. Păi, da, dar dacă n-am ziar, n-am unde mai mă exprim, știi? Adică sunt legat. Dacă vrei să spui ceva negativ despre conducătorii țării respective, de seama că nu ajungeai să... Da, dacă el controlează tipografiile și nu știu ce, nu. Bine, eu am zice, el începe mult mai frumos aici, spune așa, ce e economia liberă? Adică, ce e o economie liberă? Se întreabă pe studenții lui argentinieni și spune, răspunsul este simplu. Este o economie de piață. Ce e piața? Piața nu e un loc, e un proces. Asta e o distinție foarte importantă pe care dacă o prinzi, o înțelegi. Este felul în care, spune el,
vânzând și cumpărând, producând și consumând, indivizii contribuie la felul în care funcționează societatea. În abordarea unui acest sistem de organizare economică, economie de piață, noi numim asta și libertate economică. Da, continuă el, libertatea economică nu e același, nu e ceva diferit față de celelalte libertăți. Lumea o să spună că e, o tratează ca și cum ar fi ceva diferit, dar nu e. Pentru că libertatea economică înseamnă că individul este în poziția de a alege felul în care vrea el să se integreze societății. Alegerea în sine e la fel și are dreptul sau libertatea să aleagă după bunul plac. În ceea ce îl privește pe el, evident. Da. Aici folosește, și nu doar aici, folosește socialism cam pentru comunism, Mises. De vorbim și de libertatea asta de alegere. Uite, cum era în comunism la noi? Alegeai tu unde să fii repartizat? Nu, alegea partidul, știe la... Și așa se vede contrast. În timp ce azi, nu, alegi tu unde să te duci. Câte țin curele și de-aia. N-ai o decizie de asta centralizată. Mergi la Bacău, acolo poți liber de dascăl și te duci acolo. Bine, nici aici nu ai, nu ești liber în continuare, nici în social-democrație să alegi să faci ce vrei, dacă, de exemplu, pentru ceea ce vrei tu, e necesară o patalamă de la stat. O acreditare. E interzisă. De exemplu, vreau să fiu dealer de droguri. E interzisă, mă stai interzisă. Nu pot să zic. Da, dar ziceam că dacă nici Mises nu sare așa de departe, să nu sărim nici noi, să o păstrăm pe una mai la îndemână. De exemplu, Guy de Montan. Dar face diferența, domnule. Nu poți să fii liber, să zicem, să zbori. Asta este o limitare naturală. Deci trebuie să te supui legilor naturii. Vorbește că libertatea are sens numai în cadrul societății. Da? Deci când vorbim de libertate, vorbim de agresiunea sau de limitele aduse libertății tale de către temenii tăi, de către... Da, zice, e vorba de o libertate socială, de o libertate politică, adică de relele pe care ni le fac semenii noștri, de constrângerile pe care ni le pun semenii noștri. Nu e vorba de constrângeri fiziologice. Faptul că, nu știu, trebuie să mănânci sau nu știu ce, sau nu poți să zbori, sau... Nu, nu are asta în vedere. Uite, liberalii clasici sau libertarii în tot fac distinția. Deci avem în vedere relațiile sociale. Vreau să-mi prelungesc viața la infinit. Nu pot să fac asta. Nu sunt liber. El o să spună, nu mă refer la o astfel de libertate. Chiar dacă ai putea să zicem, asociau unei definiții clasice a libertății. Deci, acțiune în acord cu voința ta și prelungirea vieții mele la infinit. O acțiune în acord cu voința mea. Dar nu pot să fac asta, prin urmare, sunt neliber. Trupul ăsta e ca o carceră. Nu, libertarienii vorbesc de constrângerile pe care îi fac alți oameni. Psihopacă te sequestrează, ți-a libertate. Nu te naști liber. Pentru că ești, la început ești o ființă plăpândă, da? Depinzi de părinți. De-abia când ajungi la maturitate poți să spui că ești cât de cât... Da, de la aici folosește. Mi se pare că se contrazice. Folosește în sensul ăla naturalizant. Da, da. Păi nu, tot folosește în sensul ăla tocmai pentru că... Să dea o replică lui Rousseau. Da, exact. Replică una, un citat din Rousseau care spunea că omul e născut liber și peste tot îl găsești în lanțuri. Da, suficient să-i spună. Fratele meu, tu crezi că oamenii erau liberi? Ia prin caverne și prin... Nu cred că erau. Asta mă duce cu gândul la opoziția dintre filozofia lui Rousseau și creștinism. Rousseau se părea că omul era mai bun în stare naturală primitivă, societatea îl făcea rău, pe când la creștinism e fix invers. Da? Avem păcatul original și omul este rău. Și societatea îl educă și face un efort să scoată ceva bun din el, știi? Mă rog, nu știu, acum dacă depinde de teologia, de momentul în care privești creștinismul ăsta și așa, că astăzi cred că mulți ar zice că societatea
Te face mai rău. Te corupe peste tot. Uite, abordarea asta în care societatea face ceva este deja acceptată de foarte mulți oameni și e o formă de paternalism. Mi se pare că socialiștii de foarte multe ori îi tratează pe nevoiași sau chiar pe toți oamenii. Ei sunt mai sfinți decât alții, holier than thou, și îi tratează un pic ca subumani. Așa cum li se pare că și copiii sunt subumani, dacă îi întrebi. Lucru care mi se pare nedemn din partea lor, știu ei mai bine. De exemplu, uite, libertatea, ce mai zice și Mises? Libertatea înseamnă și posibilitatea și dreptul de a greși. Și foarte mulți se leagă de chestia asta. Păi da, dar oamenii fac prostii. Nici nu le enumerăm. Oamenii fac prostii, trebuie să avem grijă. De ce? Pentru că ținta lor este societatea. Nu e ca și cum, ca în exemplu mai devreme cu animăluțele, e ca și cum ai zice eu sunt grădinar. Uite, mai plivesc, mai nu știu ce, pentru că pe mine mă interesează grădina să supraviețuiască. Nu contează că tai diverse chestii. Da, oamenii nu sunt plante, nu sunt animale. Adică mai animalilor, voi. Adică tu mergi inocent, bun, așa, pe stradă și oate vezi păcănelele. Pați! Pac! Și ceva, niște alcool lângă ele și încep să bei, încep să te joci și nu mai termini. Societatea te-a corupt. Mi-a plăcut. Atunci când spune Mises, de ce individul e suveran? Mai pentru că are chestiile astea capricioase, știi? De-aia e suveran. Asta e un privilegiu de suveran, știi? Doar regeia făceau pentru cel mare. Da. La fel și ăsta, știi? Are capricios, știi, în capitalism, în consumatorul. Da. Alege alcool, alege. Are dreptul de a face greșeli sau de a comite erori. Asta e una dintre, exact, o dă și Mises. Dacă vrei să știi cine deține puterea, cine este suveran, e ăla care are dreptul să facă greșeli. Evident, plătește consecințele, dar le plătește el. Pentru el, nu-l trage nimeni la răspundere. Interesantă. Asta e ideea, nu-l trage nimeni la răspundere. Un privilegiu de suveran? Da, păi nu, că dacă stai să te gândești, exact asta înseamnă, fi suveran. Să nu te tragă nimeni la răspundere. În clipa în care are cineva să te tragă la răspundere, păi cel puțin pe domeniul ăla, nu mai ești tu suveranul, e ălalt. Mises ne dă și exemplu prohibiției. Da. Asta apropo de ce zicea Alex mai devreme, cu paternalismul bine intenționat, păi putem să vedem ce a ieșit la sua prohibiția alcoolului. Experimentul nobil. Da, nobil. Ce vreau să mai zic la partea asta paternalistă? Sunt foarte mulți oameni care simt că e nevoie de așa ceva. Pentru că nu poți să trăiești doar la tine în curte. Normal că te uiți la cum merge societatea, evaluezi și tu ce se întâmplă în piață, în oamenii vor să existe o coerență. Și ce găsesc ei drept coerență să proiecteze asupra societății ca un lucru bun? Păi cineva să separe lucrurile bune de rele. Și cum de nu să uită la niște ca roluri, da? Nu ca gen. Cum de nu să uită la niște tați sau la niște soți? Pentru că poate există o penurie de tați și de soți care să-i fi învățat ce să facă și să-i aibă drept model. Cred că aici e un dezacord. Că și noi luptăm împotriva răului, ca să zic așa. Problema e ce definești. El e... De tu lucrezi cu principiul în agresiunii unde incriminezi mai puține lucruri și el luptă împotriva răului, dar cred că o face, nu știu, prin obligații coercitive, prin... Da, poți să ajungi așa. Dom'le, dacă mă opun consumului de alcool de către membrii societății mele, consumului de zahăr excesiv și așa mai departe, lucruri nocive, de ce să nu trec? Asta e trupul, dar mai important este mintea și sufletul. De ce să nu trec acolo?
să mă ocup. N-ar trebui să citească anumite cărți. Foarte tare și foarte folosit. Foarte folosit în... Ar trebui să vadă anumite imagini și anumite știri și anumite dezinformări și așa mai departe. Deci ar trebui... N-ar trebui să da știri, știi, dar noi până... Asta cu știrile am ajuns la ea astăzi, știi? Dar până la știri am trecut prin cărți care au fost interzise, da, muzică care a fost interzisă, locații care au fost interzise, filme, da. Eu cred că și s-a început cu știrile. Cărțile vin la urmă. Cred că și în trecut s-a început cu știrile, nu? Nu. Știrile pentru mase sunt un fenomen relativ nou. Poate că și... Și mai mult, mai mult de atât. Astăzi ai nevoie să interziști știrile pentru că s-a pierdut controlul centralizat asupra distribuției știrilor. Nu știu la ce mă gândeam, că dacă încep cu știrile, deci traseul e așa, încep cu știrile și treci la cărți. Să zici că uia cu era știri. Nu. Se pregătește? Nu, din contră. Tocmai asta este ceea ce se întâmplă. La cărți a fost deja. A fost deja și este. Sunt cărți interzise. În țări din UE sunt cărți care sunt interzise. Da? Alea Mein Kampf, Holocaustul și Hitler. De exemplu, da. Da, și sunt filme care sunt interzise, sunt imagini care sunt interzise. Da, în Germania, de exemplu, nu poți să ai anumite imagini, nici măcar în jocuri. În jocuri pe calculator, care poți să zici că sunt cu scop de recreare istorică a unei anumite perioade din timp, n-ai voie. Da, și exact, de precizat, nu orice fel de imagini care nu presupun agresiune asupra cuiva. Da? Adică nu vorbim de abuzuri asupra persoanelor. Da. Și altă chestie, asta spun că a ajuns astăzi la știri, pentru că până mai ieri alaltă ieri nu era nevoie. Internetul, pe lângă faptul că a reprezentat o capacitate de comunicare a omului cu omul. Practic, toată lumea poate să devină reporter. Își doreau chestia asta inițial, țin minte, până 2009, când au început să apară smartphone-urile, pe site-urile canalelor de știri, tot vedeai la CNN, become an iReporter. Trimite-ne nouă ce ai filmat și poți să-ți faci un nume. Să astăzi le e frică. Astăzi le e frică. Circa în jur de 2012-2015 s-au închis toate comentariile, da? La site-urile de știri în afară. La noi în România încă mai sunt. Că nu se uită nimeni în România la ele. Dar s-au închis pentru că dintr-o dată lumea în comentariile articolelor se... Comentariile articolelor care vreau să expună o anumită narativă, un anumit punct de vedere, ajungea pe pagina de comentarii să fie dominată de punctul opus de vedere. Articolele. Să fie, da, să fie fact-checked în real time din comentarii. Eu că am pierdut, nu? Adică să uită lumea la Carlson, la nu știu cine aici. Asta este tot scopul acum a faptului că au apărut verificatorii de știri pe mediile astea, pe Twitter. Se mai lase pe ăștia să-i mai cenzureze. Pe Google, de exemplu, știi că l-au banat pe Cristoiu, nu? Pe YouTube. Da, eu. O săptămână sau pe mai mult timp? Nu, i-au închis canalul. Deci l-au eliminat, l-au... He got memory hold. Înțelegi? Ion Cristoiu pe YouTube, memory hold. Nu parcă așa pe cine până să gândească incorrect. Eu parcă așa am înțeles că e un fake news. Că nu e, că e doar o suspendare temporară. Tu așa știi? Eu așa știu, că i-au restricționat canalul. Auziți, apropo de cum e făcută o întreprindere și cu stimulentele din ea. Deci la Twitter există acum, cum se cheamă, Community Notes. Da. Și... Nu mi-e clar cine face aceste community notes, dar ideea e că pot fi corectate contextul, nuanțe sau poate cu totul conținutul unei postări. Ultima chestie pe care au implementat-o este că dacă vrei să monetizezi un canal,
dacă ești corectat, nu știu dacă o dată sau de mai multe ori, dacă tot se întâmplă să fii corectat, nu mai ești monetizare. Pierzi monetizare. Și mi se pare că e un sistem de stimulente foarte... Tâmbel. Nu, de ce? Bun. Păi e ok. Deci tu, în loc să... Deci ca să nu bată câmpii, tu, e și ținta lui. Stai puțin, e ținta lui. El vrea să... voia să facă Pravda. Nu? Pravda 2. Și a zis, doamne, îmi trebuie un instrument dacă în care să găsim proști, adevărul. Dacă tu conținutorul e bun și vin niște proști. Păi și alea, și community notes alea sunt evaluate de oameni. Ea, da, e ca Wikipedia. Cum vrei să arate Wikipedia dacă ăia sunt oameni? Da, înțeleg. Intuiția haikiana, ăluia, cunoaștere decentralizată. Ok, decentralizată cu cine? Da, aici... Cu stânga americană. Observația ta, ai dreptate. Dacă unii zic prostii, și aia care votează... Pentru că mulți oameni... Sunt majoritari. Dacă tu intri acolo, vezi că Moliniu e nazist, e nu știu ce. De unde, frate? Păi asta se întâmplă. Asta se întâmplă pentru deja. Că... Pe deosebire de ce a zis Alex pe Twitter, da? Se întâmplă pentru că în Wikipedia ai un sistem de curatori care au o anumită orientare politică. Și bias-ul, deci ideea e că e un anumit filtru prin care tu trebuie să treci ca să poți să pui cunoașterea ta decentralizată, da? Pe Twitter acum se încearcă schimbarea, se încearcă liberalizarea completă, sunt numai curatori. Să fie într-adevăr o piață liberă. Ăia care... A, deci tu pe Wikipedia nu poți postezi, trebuie să te filtreze. Așa, eu dincolo aș posta... Exact. Aici nu se filtrează. Fact check în real time, canalul lui Cristoiu de YouTube nu este suspendat și șters. M-am uitat tot acum la el, există. Deci care era avantajul? Că vine omul... Muritor sau ce? Că poți să iei contact cu toate punctele de vedere. Păi de atât, toți sunt majoritari. Nu contează, faptul că ei sunt majoritari, nu contează, atâta vreme cât tu știi că, și pe tine, atâta ce? Vreme cât tu știi că adevărul nu este o funcție majoritară, nu se determină prin vot sau printr-un vot majoritar, nu mai contează. Da, că tu ești libertarian și vin 5.000 de sânci. Nu, stai, că nu e numai pe opțiuni. Nu e numai pe opțiuni. De obicei, cine corectează, dă și niște surse. Uitați adevărul, corectarea, chestii pe care poți să le verifici. E mult mai ușor decât faceți-vă voi cercetarea, știi, că se zice, vai, de ce ați crezut chestia aia, de ce n-ați căutat? Pe când aici, practic, deja ai un serviciu de ăsta în care... Da, nu e bătaia ca la pandemie, eu veneam cu link-urile mele, tu cu ale tale. E posibil. Ba da, dar ideea e că faptul că ele poate să existe în același spațiu... Plus că nu le șterge. Ei nu le șterg. Exact, faptul că ele poate să existe în același spațiu... Nu le șterge, pe asta e ideea. Nu le șterge. Timp ce Facebook, link-urile tale... Le șterge. Să nu mai vorbim de faptul că un episod al podcastului în Dodi de acum câteva săptămâni, atunci când l-am postat pe Facebook, a primit niște fact-check-uri de la ceva din Turcia. Sigur, era vorba de Hope, o fi zis Hope ceva și în felul în care am pus eu acolo am scris că discutăm un capitol din cartea lui Hope. Și imediat mi-a băgat două fact-check-uri, vezi ceva din Turcia legat de războiul din Israel. What the fuck? Nicio treabă cu nimic. Dar nu mai vorbim de faptul că exact, că sistemul în sine de fact-checking e super aiurea. Nu avea treabă cu ce făceam noi. Noi discutam o carte din înainte de Revoluție, din 88. Da, da. Zic, e clar că sistemul de pe Facebook de acum... Speranța mea, dacă trece lumea la libertarianism, e să fie văzuți ăștia așa cum sunt în realitate, ca niște mâncători de căcat, Zuckerberg și toți ăștia, și șefii Google, știi? Niște lași mâncători de căcat, știi? De partea rea și urâtă, socialista istoriei, știi? Hai, trebuie, lucrăm cu materialul clientului, dacă... Hai să ne întoarcem la Mises. Cine iubește adevărul, o să se vadă, na. Gonește fac checări. Spune... Dacă îți chema Miurița, mă fac checări. Spune Mises că diferența asta, de fapt, capacitatea de a alege pentru sine, este diferența dintre sclavie și libertate. Că nu din întâmplare vă tot aduc eu aminte la sfârșitul emisiunii ce vrea statul de la voi.
Zice că da, e posibil ca sistemul capitalist să fie abuzat și este abuzat de anumiți, de unii oameni. Dar dacă aceste lucruri sunt, chiar dacă aceste lucruri sunt aplaudate de o majoritate de oameni, omul care se află în minoritate are dreptul, apropo de ce discutam atunci când se interzice până și dreptul la replică, are dreptul să încerce să își convingă concetățenii așa cum poate, fără folosirea forței. Persuasiune. Mai așteaptă niște mii de ani să iasă omul din comuna primitivă. Cel care abuzează de libertățile pe care le oferă capitalismul poate să ajungă și până la cele mai înalte straturi ale societății, dar la fel de ușor poate să după aia să și coboare. Poate să se îmbogățească și poate să se răcească într-un an de zile. Cred că e cea mai importantă idee. Da, în feudalism, dacă erai născut nobil, rămâneai nobil, dacă erai născut slav rămâneai. Bine, nu aveai această mobilitate, știi? Asta o spune în referire la, comentează Mises acolo, micuțul pamflet al lui Marx care a inaugurat o mișcare sociologică, sociopolitică, da, în care Marx vorbește despre un conflict ireconciliabil între clase. Iar ceea ce zice Gabi este echivalentul care clase, domne? Care clase? Pe vremuri erau clase, acum nu mai sunt clase în capitalism. Plus că pe vremuri, deci, nobilimea avea multe în comun din Franța, avea multe în comun cu nobilimea din Germania, din Austria, decât cu oamenii. Uite, tind să cred că azi nu vedeți asta, mai e așa? Sau sentimentul ăsta național e mai puternic? Adică un francez are mai multe în comun cu cataramă decât un francez? Dezbogat, să zic. Nu cred. Cred că un francez are mai multe în comun cu un francez. Decât cu un neamț. Da. Adică... Ține cu aceeași echipă de fotbal, preferă aceleași beri sau aceleași vin... Nu neapărat, dar s-ar putea să țină cu echipa Franței, s-ar putea să prefere aceeași, așa cum ai zis tu, aceeași bere, același vin, preferă același tip de pâine dimineața, același tip de mic dejun. Da. E straniu ce zice Mises, dar e adevărat, da. Nu? E da, se îmbrăcau la fel, vorbeau aceeași limbă franceză. Nobilii intri cu nobilii. Mm. Deci până la Moscova se vorbea franceză în clasa superioară. Păi nu se zic că e plin de citate în franceză. Da. Auzi, apropo de libertate, mi se pare că foarte mulți oameni nu analizează diverse idei, nu le trec printr-un filtru. Mulți oameni care au așa un fel de misiune a vieții. Ea poate să fie la nivel personal. Vreau să demonstrez că eu pot să construiesc nu știu ce. Sau poate să fie tot așa lucruri luate din mass media, din nu se știe de unde, nu contează. Ideea e că au idei la care țin pe care nu le trec printr-un filtru critic. Și plecând de la ideea aia, de la întrebarea aia dacă oamenii au idei sau idei la oameni, mă gândesc că în momentul în care nu critici o idee pe care o ai, practic ești posedat de ideea aia. Și dintr-o dată nu mai ești liber. Apropo de dacă chiar cum verificăm libertatea. Și merită să se uite oamenii unde în planul ideilor, da? Unde îi doare când apasă. Mă, aici asta e permisibilă? Nu. De ce? Și genul ăla de 5 rânduri de DC-uri. Mi se pare interesant ca să vezi cât de liber ești și pe ce stai. Sunt multe chestii de... Da. De asta socială, de timp, de nu știu ce. Gândește-te, uite... Da, am pomenit și cu două emisiuni. Aia cu... De ce nu condamn Hamas? De ce nu condamn Hamas?
Evident că ea sunt niște toxine, că alea sunt niște crime. În timp ce tu nu numești crime faptul că armata israeliană omoară copiii lor, știi? Admiți că e un rău și faci un calcul utilitarist, dar nu numești crimă. Libertarii numesc așa. Mass murder. Apare obsesiv pe Twitter argumentul ăsta. De ce nu critici Hamas? De ce nu spui că a fost rău? Poate ar trebui, știi cum 7 octombrie. Și de ce ziceam eu acum 2 săptămâni? Dom'le, așa cum nu critic nazismul. Trebuie să mai critic nazismul? Trebuie să pierd timp să spun că e ceva rău, știi? Știi cum la niște religii? Aș spune așa că poate datorită faptului că, așa cum zicea și Brett Weinstein, se întâmplă mai multe conversații în același timp, poate încă mai e cazul să o spui și pe asta. Deși, numai un dezaxat ar spune că ce s-a întâmplat în 7 octombrie n-a fost... Nu, poți concede pentru... Arabi? Sunt convins că dacă fac sondajul, sunt până fost bine, știi? Dar dacă ne gândim la europeni, trebuie să cred că procentul covârșitor e că e rău, știi? Deci că nu e chestia. Nu știu. Nu știu. Auzi, știi cum au unele religii formule fixe care trebuie repetate? Se pare o prostie, cum să zic, prostie de asta uluitoare. De ce nu critici? Sau ții cu Hamas? De multe ori prostia este uluitoare. Te uluiește așa. Ah! Asta nu m-am gândit că poate să zică dar cineva. Dar zice ce numim noi lumea bună de la noi, influenceri inteligenți, te aștept la idei noi, la idei originale la noi. Deci asta e ideea ta originală? Deci de fapt țin te surprinde că nu sunt așa de inteligenți? Sunt proști ca noaptea, știi? Deci nu se... Asta iese din discuție, n-avem ce să discutăm pe chestia asta. Deci n-ai criticat mai des Hamas. Ok, o să pupă aia Schedel și o să apară o critică. Am la 10, la 12, la 2, știi? Nu, dar eu altceva vreau să sugerez. Deci cum ai la niște religii când spui un nume, după aia trebuie să spui neapărat o formulă, poate trebuie să inventăm și noi o formulă. O hotărâm noi, ca edict. Deci, dacă eu zic, știi, nu-i zici slăvit fiei numele, ci zici criticat fiei acțiunile. Și de fiecare dată când vorbești... Gruparea, tralala, criticat fie acțiunile, tralala, tralala, și ai terminat cu, i-ai împăcat și pe aia, că nu te înțelege altfel cu ei. Păi am criticat, uite, de fiecare dată am criticat, cum am plus zis? Că nici, nu fac răspund off. Niciodată la chestia aia, e ok să-l omor copilul ăla. Niciodată. Da. Panzen. Niciodată. Da, domnule, e ok. Folosesc eufemisme. Victime colaterale. Se apără, se nu știu ce, tot felul de chestii de-a. Când întrebarea mea a fost una clară, știi? E crimă sau nu e crimă? Și răspunsul, dacă suntem creștini, dacă suntem de dreapta, nu știu, libertarieni, ce? Răspunsul că e crimă, știi? Asta e toată discuția. Dacă tu nu reușești să procesezi chestia asta. Deci avem impresia că, nu știu, atitudinea din pandemie și atitudinea asta de aici, nu știu, arată că cum era în BD, mai e mult până departe, știi? Ești cum una primitivă, știi, deci. Cam BD, să tot fie. Hai să ne facem. Deci ideea era de mobilitate era socială, știi? Asta era pointul lui Mises. Uite, da. În feudalism era ghețat straturile alea. Te nășteai într-o stradă, da, într-o asta, acolo... Rămâneai? Cred că și dacă aveai bani. Știu că ne uitam la piese de astea de teatru, de Goldoni, de nu știu ce. Da. Și ăla degeaba avea bani, că tot nu era. Nu era, da, nu era privit. Nobilul era sărac, era mai maker, știi? Mai. Numai dacă reușea să căsătorească, poate să mai... Sau nu era să mai ia pe el lustru. Uite, un pic. În Hangița făceai mișto de ăla care avea doar nobil. În Hangița, dacă mai ține minte, erau două personaje, unul cu bani și unul cu noblețe, știi? Dar ideea e, că era... Făcea mișto de ăla cu noblețe, știi, că n-avea bani, știi? Era Mitică Popescu, nu? Știi că rămâneai acolo în capitalism, zice Mises, poți să mergi. Circulă. Dar de asemenea, dacă nu-ți dorești să ajungi în straturile înalte ale elitei financiare, mondiale, nu s-o faci, deci nu... Preferința nu este tot... Tu stabilești preferința, da?
Dacă, dom'le, eu aș vrea doar până aici. Nu vreau să muncesc și să-mi asum atâtea riscuri. Să ajung nu știu pe unde. Pot să-mi aleg și să-mi limitez eforturile la atât. Da? Nu mă puneți dom'le la muncă. Nu vrei să fii manager. Vrei să fii, nu știu, researcher, personal tehnic. Deci, da. Nu vor, zice Mises. Unii nu vor. Da. Bine, și dă el exemplu unui tânăr fotograf care era un tânăr fotograf sărac care era nepotul unui nobil. Și degeaba. Și degeaba, exact. Asta în capitalism era și degeaba. Da. Mai dă și exemplu ăsta că nu recunoști omul, zice, da. Uite, mă plimb pe Argentina și văd doi oameni la fel, nu pot să spun. Văd un om pe stradă, nu știu dacă e... sau mai puțin avut, sau nu știu, nu știu din ce castă faci parte. Da? Bine, na, asta poți să spui că era la fel și în comunism, că toți erau îmbrăcați la fel. Nu. Nu ai. Nu-ți dai seama, deși poate unul avea niște bani. Da. Deci hai să o mai zicem a 700-a oară reformulat. Oamenii cred că, virgulă, capitalismul este o lume sălbatică. Păcând într-o lume capitalist liberă, piață adevărată, poți să alegi, de la ce ai zis tu, Gabi, poți să alegi ce vrei tu. Poți să fii un om simplu. Nu te aleargă nimeni. Nu te aleargă cum își imaginează lumea, concurența. Dacă te uiți cine te aleargă cu adevărat în lumea de astăzi, te alergă statul prin inflație, prin taxe, prin reglementări, ok, poate te alergă câtva concurența naturală, nu știu, sunt alții mai arătoși decât tine, sunt alții care vor mai mult și muncesc mai mult, dar dacă ai o lume liberă care păstrează valoarea și n-ai bani falși, de exemplu, tu poți să acumulezi X și după aia să consumi din aia, să zicem. Să zicem că asta îți dorești. Deci nu ești pândit așa de la toate colțurile de răutățile din lume. Adică hai să identificăm cu adevărat răutățile din lume, care sunt... Ce am zis, Adina? Bine, aș spune că concurența naturală nu te aleargă. Ai zis, băgai și concurența naturală acolo, dar zice că asta nu te aleargă. Concurența este constituită din, da, niște oameni leargă, care se întâmplă să alerge în aceeași direcție cu tine, yes, și yes, dacă tu nu alergi, rămâi în urma lor. Nu, Alex, în sensul ăsta, că e un element de disconfort. Da. De-aia e că această concurență e și în alegerile politice, colective, și acolo te alergă cineva. Da, deci astăzi, în democrație, stai cu inima strânsă și nu ieși să hotărească cum să-ți duci viața. Păcând într-o lume în care respecti vecinul că-ți nu-ți face lucruri agresive, cu toate că el e un ciudat, îl judeci, ce ziceam mai devreme, deci tu îl lași în pace și poți să trăiești foarte liniștit. Așa cum avem exemplul ăla în care, fără acțiune politică, tot felul de categorii, de, nu știu, etnii, ei în zona acolo să înțeleg. Mai există poate frecușuri, dar sunt la scara atât de mică și să rezolvă pe valori pe care le au pe acolo. Nu mă bag eu de la centru și nu bag zăzanie politică din asta în care sunteți rău, rădăcina răului, invidia. Voi dintotdeauna ați fost oprimați de cine? De ăștia. Hai să vă certați. Când ei, dacă te uiți la ei cum trăiesc astăzi, înainte de zăzanie, să mai ceartă, dar să ceartă pe lucruri mai omenești, mai... E și interesul statului, știi, ca rivalitatea să fie între români și unguri decât între stat și contribuabil. Înțeles că... Statul are de-astea favorite, știi, n-ar vrea să... sau să fie între, nu știu, bani descentralizat și inflație. Să fie rivalitatea. Nu, mai bine rivalitatea este... Inclusiv rivalitatea globalism-suveranism e una... Statul nu o detestă așa de mult, știi, să zici. Bine, aș zice două lucruri aici. Unul dintre ele este critica lui Alex nu se referea neapărat la faptul că există incertitudine, ci se referea la faptul că politic în sine ajunge să îți
strice viața. Dacă permiți politicului să se desfășoare, ajunge să îți strice viața. Pentru că dacă e să ne gândim la vremurile de dinainte împușcării lui Ceașcă, da, acolo nu era nicio incertitudine. Adică la al 13-lea congres, Ceașcă. La al 14-lea, Ceașcă. La al 15-lea, Ceașcă. Păi și azi ai... N-avea nici contracandidat, adică... Azi ai incertitudine. Și astăzi, uite, astăzi să zicem că... Uite, hai să zicem, dacă tot vorbim de Argentina, na, a existat un moment de incertitudine la un moment dat, știi? Da, la România mă gândeam. Uite, dacă te gândești și la România, zice lumea, păi bă, dacă iese aur, adică uite, eu am avut discuții de genul ăsta, zic, Doamne ferește, dacă iese aur, ce o să se întâmple? E, ce căcat crezi că o să se întâmple? În primul rând că nu poate să strângă atâtea voturi cât să iasă efectiv asta, pe de-o parte, care are un plafon dur de care nu poate să treacă și nu le asigură în niciun fel majoritatea. Chiar dacă îți câștig, hai să începem, îți ia majoritate. Ce faci? Ce? Păi nu știu, uite, din punctul... Începe execuții, deci în drumul taberei vin și... Nu, dar dacă, din... nu, dar dacă ei se apucă și într-adevăr fac vreo naționalizare două, alea o să schimbe viața destul de mult pentru multă lume care ar fi afectat de acele naționalizări. Nu, două naționalizări, nu. Buf! Colectivizarea mijloacelor de producție. Adică, Starom, de exemplu, era privată înainte și după aceea acum e în, păi, rămâne e. În, nu se privatizează de fapt, e în controlul statului. E și la lucru cu naționalizare. Nu, întrebarea nu e. Da și nu, nu e. În sensul că... E mai brutală prima aceea. Da. Dar nu te-ai învățat. Da. Nu, nu, nu. În sensul în care Taromul în sine nu s-a făcut printr-o naționalizare. A fost fondat, TFI. A fost de stat de la început. Asta okay, e. La revedere. A fost naționalizate alte resurse înainte ca să poată să fie făcută asta. Da, da. Că e și o discuție dacă o achiziție cu banii jos făcută de stat e naționalizare. Ei zice naționalizare? Statul cumpără o fabrică de bere. Dacă n-ai voie să refuzi cumpărarea, da, e o naționalizare. Nu, dacă e voluntar. Fabrica de bere vrea să vândă la stat. E naționalizare? Nu, nu e. Nu e. Așa te înșurcă. Hai să... Unde rămăsesem? Deci aveam mobilitatea... Păi, mă rog, dar asta, stai, chiar dacă nu e naționalizare, aș mai vrea să... Da, mai sunt de aici, din capitol, dar chiar dacă nu e naționalizare, aș vrea să... Încă e moment propice să amintim că statul nu are bani și taxarea e furt. Așa, revenind la sistemul socialist și spune o Mizescă, una dintre... diferența este că sistemul îți poate împiedica alegerea propriei cariere, să te poate împiedica și să alegi ce cariere vrei. Și aici Mize spune în contrapartidă sau în contrast exact aceste două termene de economie liberă și economie planificată. Da? Economie liberă, liberă, economia planificată e cu sclavagism. Iar trebuie preciza că se referă la comunism, la social-democrație. Intervenția atât de dură, știi, să vină US. Da, păi se dă exemplu de... O spune că tu nu lucrezi, nu știu unde, știi, că e... Nu știu. Mă, nu știu, e uite... E cu plastic și cu... Un pic. E, poate să fie dură. În sensul în care ai școală obligatorie. Da, este. Da, exemplu cuvintelor folosite de Lenin, Stalin și Marx, adică treceau de la, domne, societatea trebuie să fie ca în armată. Da. Au un limbaj de ăsta militar. Da, un limbaj militar, da. Avem nevoie de câteva sute de doctori să se ducă până în Siberia, că avem oameni care muncesc din greu și nu au servicii medicale. Cine este anul ăsta din facultatea din Moscova și Leningrad? Să plece. Deci de aici aici mai greșesc și firmele când folosesc. Că tot Mize să face observația asta, când s-au rot mai degrabă. Folosesc limbajul ăsta militar, avem divizie, avem nu știu ce, cu tare ofițeri de nu știu ce, știi?
sugerează o chestie de asta ca zonă, știi, agresivă? Nu, o firmă, chestie voluntară. Știi că divizie nu e inerent nu e inerent militar. Divizie, divizie de divizia luptă. Ce? Divizia. Divizie de luptă, aia care e militară. Ok. Pe când în capitalism, tot timpul mai, adică mi se pare că mai nu o să aducă critici sociale, critici socialismului, el prezintă avantajele capitalismului. Vrei să îți imaginezi tu că dacă te duci, să zicem, la Vaslui, mamă, ce oportunități de acolo, mă voi îmbogăți. Te duci până acolo, dar poate că ai greșit. Zici, ah, hai că mă întorc în București, poate e rușie să o zic aici, mai bine. Ai posibilitatea asta și tu te întrezi, tu te cu capul, știi? Nu, cred că asta mai generală e absența planului. Planului, asta era critica la socialism. Marx vorbea de anarhia producției din capitalism. E o anarhie, acum trebuie ce cu anarhie. Inclusiv doamna aia pe care am citat-o, nu? Avea o carte, tu plan or not to plan, sau ceva de da. Răspândită chestia. Foarte răspândit. Deci piața nu... Adică înșel... Nu planifică, știi? Da, statul planifică. Orice zice Mises e nu. Și chiar vorbește de dezavantaj. Planificăm toți. Și când treci toată. Acționezi conform unui plan, să zicem așa, sau orice facem, știi? Dar cred că dă și exemple de situații de astea, deci atât la aia cu militaria, cât și la aia cu pictura. Da. De decidentul central nu-ți filtrează. Are un plan prost. Nu-l alege pe Van Gogh? Da. Și nu-ți alege avionul și la Napoleon ce era? Motor cu... Cu aburi. Vasul, da, motor cu aburi. Ăla dinainte cu ceva? Care? Cu erau două cu și Napoleon... Deci erau, Napoleon a rămas cu vase cu pânze și... Vin inginerii și zic, hai să mergem, ajungem în Anglia, așa, motor. El... Iet, știi? Nu știu, da. Da. Mie mi se pare că inclusiv ăstea în cercetarea actuală, făcută de stat în mod socialist, pur și simplu se acordă, să zicem, niște fonduri unor proiecte de cercetare. Dacă vii acolo, dom'le, uite, mă gândesc la niște cu teleportare și uite dacă pui niște alcool și după aia pui așa, vreo 5 ani de zile iese teleportarea. Nu să-ți dea nimeni bani pe așa ceva. Trebuie să fie ceva care că să semene cu ceea ce... Nu. Dacă bagi egalitate de șanse și mediul este. Păi da, dar asta în felul ăsta îi zice argumentul lui Gabi. Trebuie să semene cu ceea ce caută filtratorii. Că se iei bani. Da, filtratorii. O să fac un cui cu 2 cm mai lung. Da. Deci cam pe asta se merge. Da, e ceva, ok. No, no. Înțelegem. O să-l fac din materiale regenerabile. Sau așa, da. Păi metalul e foarte regenerabil. Fierul e cel mai regenerabil. Asta poate încălca egalitatea de șanse? Poate aduce obiectul ăsta, teleportare? Nu. Cum ar argumenta? Ți încălcă egalitatea de șanse. Ce faci când te teleportezi? Te duci dintr-un... Orice sărac și orice bogat poate teleporta. Da, este dreptul... Nu, poate un sărac nu are bani de teleportare. Păi îl facem gratis. Îl facem gratis, da. Tu descoperi și dreptul european la teleportare. O facem noi gratis. Crește inegalitatea. Ce aș spune aici e... Oarecum ne-am învârtit în jurul ideii, dar e bine să o pus și punctăm. Exact asta, anarhia producției, da? Înseamnă, de fapt, câți producători sunt în România? 4.600 ton bugetar. Da, hai să luăm oamenii cu totul, da? Deci înseamnă vreo... Hai că poate fi 16 milioane, vreau să zic 4 milioane, da? Hai că fi vreo 16 milioane. Da, înseamnă vreo 16 milioane de planuri individuale, care sunt mici. Sunt mici că, da, fiecare planifică cât îl duce... Procesorul. Așa. Îl ține cureau. Exact. Cât poate să se întindă. Hai că unii planifică și peste ce nu poate să se întindă, dar nu-i bai, că n-ajung până acolo. Da? Ideea despre care vorbim este că aceste planuri, da, se agregă în economia liberă și dau acel plan mare care nu poate să fie cunoscut de nimeni, dar el funcționează, există. Însă în clipa în care tu vrei să-l aproximezi, în clipa, trebuie să le pervertești pe astea mici.
Pentru că nu se poate altfel. Și apropo de exemplele pe care le dă Mises aici, nici măcar progresul tehnologic nu-ți mai este asigurat din punctul ăsta de vedere dacă cumva vrei să-l faci, să-l treci și pe ăsta printr-un plan. Și dovadă, nu știu dacă e adevărat, dacă nu, faptul că în ultimii ani, în ultimii 10 de ani, când statul s-a băgat în cercetare și a aruncat 100 de miliarde de bani în cercetare în toate țările lumii, rata invențiilor a scăzut puternic. La cât, fapt, pe lângă câtă maculatură e produsă. Da, pentru că stimulentul era altul. Stimulentul era să avem bani în continuare. Stimulentul era, cum a zis Costel, să iei banii. Dacă vrei să iei banii, scrii un document care să ți-l marcheze filtratorul. Vrei să spui ceva, Gabi? Da. Suntem o cercetare despre cum se face cercetarea. Și spuneau, empiric se observă că sunt multe inovații foarte mici, cu incremente foarte mici. Cercetare fundamentală, cam zero în ultimii ani. Pentru că asta nu se păi nu poate fi filtrată. Asta e ideea, exact, nu poate fi filtrată, exact. Nu poate să treacă, nu trece prin filtrul ăla. Că acolo ai un birocrat care trebuie să-și facă o idee despre ce aprobă. Sau, mă rog, nu știu, o dă la beție sau pe mită, nu contează. Dar ideea e că trebuie să treacă pe mâna lui acolo. Dacă... Cum poți să explici tu că tu vrei să cercetezi într-un domeniu pe care, cum să spun, acum doar împingi limitele lui? Scrie-mi o chestie pentru asta. Scrieți-o jos în comentarii. Vreau să cercetez beznă. Și fii atent, ei aveau chestii practice. Unde s-a ascuns lumina, cu aviația, cu nu știu ce, de ce aveau, erau puternic implicați. Și uite că era greu să le deschizi ochii. Deci, da? Nu erau francezii, nici nemții n-au înțeles importanța avionelor pentru armată. Și apropo de, ce ziceam de planuri și așa, putem să ne uităm la organizarea militară, da? Și să ne dăm seama că, istoric vorbind, țara care a avut armata organizată cel mai descentralizat, cu nivelul de, cum să spun, de inițiativă mutat, inițiativă tactică mutat cât mai jos pe lanțul de comandă, a avut rezultate foarte bune. Da? Nemții, din punctul ăsta de vedere, i-au rupt în primul război mondial până când, și în al doilea, mai ales în al doilea, până când lumea a început să se prindă și au intrat americanii aplicând același model. Deci americanii practic au copiat modelul ăsta de inițiativă la nivel cât mai de jos lăsat. Dacă soldatul... De land sau de ce? De? Nu tot de land, nu? Sau la ce te gândești? Decentralizarea, în ce consta? În faptul că dacă tu poți să exploatezi tactic o poziție, o faci. Nu accepti ordin de la superiorul central, de la marele mareșal. Pe când la toate celelalte armate, filozofia era, nu miști fără ordin. Vine ordinul, după aia miști. Pe când în armata germană aveai nivelul ăsta de libertate tactică. Și uite, ca produs, mă rog, ok, per total i-au învins, da? Dar cu mult mai multe pierderi din... Deci ca să-i bați pe nemți care au avut abordarea asta de la început, da? Mult mai multe pierderi s-au înregistrat de partea cealaltă. Hitler era libertarian, ca... Nu! No. Vezi că o să fii ai de cap meu, o să fii luat din context asta. Ah. Îl scos la editare, la revedere. Afuera! Auziți un exemplu trist, scurt, poveste paralelă despre hotărârea centrală. Deci, pompierii astăzi trebuie să primească ordin să stingă o casă. Deci a ars o casă zilele trecute cu pompierii lângă ea pentru că nu aveau ordin.
Dacă poți să țin, da, fără glumă. Deci trebuie să sună la 112 cineva și 112 să zică s-a constatat o extorsiune a unui incendiu, vă rog să-l opriți. Deci te păi gândești și aia de istoric? Ce erau lângă casă? Pentru că, din întâmplare, aia de pompieri era aproape. Deci erau aproape, au văzut și n-au... Nu, din păcate o realitate povestită. Tot ce e real e posibil. Adică te-ai aștepta, cum erau pompierii pe vremuri? Păi era o chestie locală, voluntară, aveau mintea la ei. Vedem un foc, suntem pompieri, stingem. Nu, da, au așteptat. Și mai grotesc. Se apuce vecinii și arunce cu gâlețele cu apă și pompierii să-i oprească. Dumnezeu, n-are dreptul să... Da, măcar până acolo nu cred că s-a ajuns. Ok. Da, asta e. Și n-a pus mâna unul să dea el telefon la secție să zică, bă, arde casa, dați. Vrei să o stingem? Păi te-ai fi așteptat, dar dintre ei n-au făcut-o, nu? Da, nu, asta apropo de, nu știu, așa ca o mică paranteză, apropo de îndopitocirea asta a populației și de faptul că, domne, fără ordin, fără reguli, nu se poate, stăteam și mă gândeam, acum vreo două zile mi-a picat o fisă așa, asta apropo de noi libertarienii, cu cât faci din contract mai multă parte explicită, cu atât eu mă gândeam că pierzi din comunitate, pe de-o parte, și din lucrurile care te leagă, pe de altă parte, și acum aș adăuga și din inteligența și inițiativa oamenilor. Este. Planificarea asta centrală, oricum, mi se zis, o leagă, cred că deși explicita foarte mult în planul cincinal cele mai mici detalii. Se leagă mult de Uniunea Sovietică, de faptul că nu le-a mers bine și până la urmă au rămas în urmă ca progres economic față de celelalte țări capitaliste. Menționează acolo că, oată, nu aveau prețuri și se uitau în exteriorul țărilor pentru a determina cam care este cererea, oferta și prețurile trebuie folosite în interiorul economiei lor pentru a își rezolva calculele economice. Tot trebuia să le facă birocrație din Comitetul Central. Dacă unii numesc, domnule, totuși experimentul sovietic în 58, când ținea prelegerea, încă nu muriseră toți pe acolo prin Uniunea Sovietică. Și în lumea se poate face totuși un experiment pe o societate de oameni care trăiesc și respiră la momentul actual? Și mi se spune, domnule, într-adevăr, nu se poate. Nu ai, pentru a face un experiment trebuie să-l repeți, să păstrezi aceleași condiții, să modifici o variabilă și să vezi acea modificare a unei variabile dacă ce rezultat de fapt obții la sfârșit. Pe când nu poți să spui în cazul Uniunii Sovietice dacă regulile comuniste au dus la lipsa de prosperitate economică sau faptul că rușii erau de fapt un popor de sărani înainte de Revoluția Comunistă, sau dacă zona geografică este de așa natură încât să a bătut vântul mai mult. O grămadă de variabile, da. A plouat mai puțin sau mai mult și așa mai departe. Bine, îmi place aici că Mises ci precede obiecția empiricismului, iată, dusă de Hoppe, știi, pe care noi am făcut-o în urmă cu niște niște episoade. Da. Sincer, Mises. Hoppe o desface, știu. O desface, da. Nu, sunt ce a zis Gabi, sunt
două teme mari. Mises e în argumentul calculului economic, că ea neavând prețuri pentru factorul de producție, le aruncă la întâmplare, deci nu e nicio... Nu există economie, deci literal vorbind, aia nu e economie dacă nu știi prețurile lor. Că problema nu e una inginerească. Da. Ai niște proiecte incinere și fezabile. Exact, asta și spune. Da. Inclusiv prețul, pentru că dacă iei prețul cartofilor de pe piața din America și îl pui la tine în Rusia, tot oricum ai introduci distorsiuni. Adică tu neavând prețuri pe o piață liberă în Latină. Eu mă gândeam la situația, uite-mă, gândeam să găsesc un exemplu aia când spune el, Rusia ar face anumite chestii care americanii nu le-ar face, n-ar fi de acord. Mamă, la ce... Mă gândeam la asta, dacă ai în America, să zicem, ai prețuri mici la bauxită. Ei se uită la prețul americanilor ruși. Mm-hmm. Hai să folosim și noi bauxită, deși la ei bauxită e rară. Ar fi scumpă pe preferințele rușilor. Dar ei folosesc banii, știi, neavând prețuri, știi? Folosesc... Mm-hmm. Nu folosesc... Exact. Substitute. Sau, bine, el spune aici, frumos zice, păi socialiștii au zic că rezolvă problema prețurilor, zic, chiar dacă nu avem piață pentru factorii de producție, pretindem că avem, ne jucăm de piața cu ele și Mises spune că, deci, că cum se joacă copiii de-a școala. Dar toată lumea știe că atunci când copiii se joacă de-a școala, nu învață nimic. Cam așa e și cu jucat de-a piața. Sună frumos în traducerea românească asta. Da, poți să joci, doar că nu vezi. Da. Și aici face el o recomandare la Acțiunea Umană, de citit, lectură extinsă. Le spune studenților argentineni că există o traducere excelentă în spaniolă. Există una bună și în română, dacă vă interesează. Două. Există. Te gândești doar la aia bună? Ce era pe bună, ai tradus-o de Gabi Mor. Bun, și ce mai spune la, pe lângă ideea în sine cu experiment, faci un experiment pe oameni, mai zice și faptul că nu ai contrafactual, nu poți să faci un experiment efectiv pe oameni. Adică da, da. Că se întâmplă, nu poți spune decât da, uite, acolo s-a întâmplat așa, dar nu poți trage o concluzie de genul. Nu e un experiment efectiv. Da. Eu l-aș critica aici, știind de că se poate, știi? Cred că le are dreptate pe economiile mixte contemporane, pe sociale, unde nu poți să le detașezi. Ai și capitalism și socialism. Dar nu poți să te Dar dacă ai comunism. Da, pe toată lumea. Dar în vedere și scenariul ăsta în care rușii se uitau la americani. Un comunism misesian ar fi fost și american. Sau dacă ai anarcho-capitalism. Da, aia la ce te referi tu. E o deducție, nu e un experiment. Deci nu e un experiment pentru că... Nu mai stai aceiași oameni. Vreau să spun, da, exact, nu mai stai aceiași oameni. Deci tu poți să deduci concluziile din legile economice și știi unde ajunge și într-adevăr acolo ajunge, acolo a ajuns mereu, dar nu ai capacitatea asta de experiment, pentru că una dintre lucrurile pe care poți să le faci la un experiment este repetibilitatea. Dacă nu sunt aceiași tehnologia. Oameni, da, s-a terminat. Deci că seamănă. Da, seamănă, dar nu răsare. Seamănă, dar nu răsare. Auzi, mă gândeam adineauri câtă vreme fiecare om le permite altora să ia hotărâri pentru viața lui, practic fiecare face un experiment cu viața lui. O fi bine, o fi sănătos. Nu, cred că n-are alternative. Te gândești și cum vede el... Da, nu știu, cred că și asta față de stat. Costul de luptă, de... Nu, crede și mitologia asta a statului. Da. Avem contractul, taxare în timp voluntar și toate astea. Dacă îl crede toate astea. În încheierea capitolului, mi se spune, în capitalism, consumatorul este suveran, este patron. În America avem... semne din acestea deasupra ușii magazinelor. Thank you for your patronage. Vă mulțumim de vizită. Mai veniți, mai veniți la noi. Pe când în comunism... În România. Și în România. Cred că avem. Nu exprimat la fel, dar tot
E exact. Da, exact ideea, da. Vă mulțumim, mai treceți. Pe drag. Când în Germania de Est sau în Uniunea Sovietică, patronajul este asigurat de Comitetul Central al Partidului. Sau în Coreea de Nord, da, în care ți se spune trebuie să fii bucuros și recunoscător marelui lider că ți-a dat... Și România, cred. Chiar dacă nu scria pe magazin, era la știri. Cu siguranță, da, a, în a, alea două ore. Dar erau copii cu tovară și încurajat. Tovară și nu știu. Exact. Exact, exact. Da. Și că, exact, cetățeanul nu e șeful și șeful e Comitetul Central. Acestea fiind spuse... Închide cum a început, așa am început. Acestea fiind spuse, pentru Gabi Munteanu, Costa Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi și... Comitetul Central, da, te vrea sclav. E bine să te mai gândești din când în când și la libertate. Mulțumim și noi pentru atenție. Thank you for your patronage. Exact.